România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Vă salut din curtea Facultății de Teologie din Sibiu, alături de părintele Constantin Necula. Consider că trăim vremuri de restriște, vremuri complicate, vremuri în care avem nevoie de ajutor și avem nevoie de îndrumare. Despre asta ar trebui să fie emisiunea noastră de astăzi, dar și despre emoțiile pe care le-am întâlnit în aceste două luni, care nu sunt cele mai bune din viața noastră și nici nu știm cum să le interpretăm. Bine ați venit, părinte, la România în direct. Eu pot să zic bine ați venit la Facultatea de Teologie din Sibiu. Andrei Șagun. Sfântul Andrei Șagun. Mulțumesc tare mult că ne-ați primit în curtea facultății. E frumos și cald. Noi propuseserăm biblioteca, dar se pare că a fost mult mai aptă astăzi ca să le transmitem și noi. Meteo de la Sibiu la noi e bine, e soare. E bine, e soare, frig, da. Deși azi noapte a fost frig, da. Și acum, spre prânz, e frig. Și acum, da, e un pic de răcoare. E un pic de... Vânt trece așa, nu? E ca viața. E ca viața, nu? Da, ați simțit că e, de fapt, vântul ăsta, dumneavoastră, de dimineață l-ați simțit mai aprig pentru că ați fost, îmi spuneați, la un centru de refugiați. Centru pentru copii, pentru educația copilor din cadrul unei biserici. Este acolo, acolo este găzuită grădinița aceasta, Biserica Baptistă din Sibiu. Am mers să ducem Biblii și cărți pentru copii din partea Societății Biblice Interconfesionale Române și a Centrului nostru de Cercetare în Teologie. A fost onorant să ne zbenguim cu copiii și să facem pe din două câte un covric, câte un zâmbet, simpatic și foc. Cum sunt copiii? Frumoși din calea afară și foarte, foarte liniștiți. Mi-au spus mamele, mi-au spus tații, mi-au spus responsabilul ucrainean ca grupului. Copiii fac grădiniță acolo cu două doamne care vorbesc ucraineană, cu ei râd de se împrăștie, sunt simpatic și foc. Știau că e Joia Mare, mi-au explicat și ei ce știau pe acolo, dar ce a fost mai important e că au restabilit ca noaptea de înviere să fie alături de noi în biserică și părinților să aibă încredere că nimeni nu-i forțează la nimic. Acasă se gândesc? Sunt tot timpul cuplați de acasă. Ei ca ei, dar cei mai mari se vede clar că sunt triști. Primesc mesaje, uneori vorbesc la telefon și primesc mesaje din acestea video. Trec prin vremuri cumplite și mă rog să avem tăria de a rămâne noi lângă ei cu maximum de iubire. Aș invita fiecare român care ne urmărește și nu numai pe aceștia să urmărească predica dumneavoastră din 6 martie, de la începutul postului. Ați spus așa că e cel mai greu debut al postului Paștelui din ultima sută de ani. Dar nu pentru că renunțăm, vă citez, la brânză, cum ați spus acolo, ci pentru că trebuie să învățăm să ne purtăm altfel în lumea de astăzi, să spunem adevărul, să nu îmbrăcăm o haină falsă a obiectivității și mai ales să ne gândim la cei care sunt într-o durere și mai mare. Și aproape continuă. Aproape continuă. O durere aproape continuă. Eu sunt șocat de lucrurile prin care trec ei și la neatenția multora dintre noi. Am văzut atâta supărătoare mediocritate, ca să nu zic un cuvânt mai dur, încât m-am întrebat dacă e ok că explicăm tot timpul oamenilor care nu înțeleg. Păi mi-am dat seama că e nevoie să explicăm pe mai departe, să vorbim mai departe, să le spunem în primul rând ucrainienilor. A fost și mesajul pe care l-am transmis astăzi doamnei care reprezintă comunitatea de părinți din centrul acesta de educațional. Le-am spus să aibă încredere că nu trădăm misiunea pe care ne-a îngăduit-o Dumnezeu. Cred că pe noi ne unește cu ei în primul rând faptul că ne simțim dator pentru o bună parte dintre cei care ne-au fost moși și strămoși. Eu am auzit multe despre istoria Ucrainei, cum s-au pornit, ce au făcut ei. Sunt de acord cu ei. Noi suntem datori cu iubirea. Deschideți inima? Nu, deschideți ochii și deschideți inima. Da. Sunt de acord cu asta și să rămân legat de cuvântul Scripturii. Domnul ne-a învățat în prima duminică din post, flămândului să-i dăm pâine, însetatului să-i dăm apă, celui ce nu are haină să-l îmbrăcăm. N-are nicio treabă cu ce se întâmplă în numele unei false ortodoxii. Ortodoxia lașă n-are ce căuta în creștinism. Pentru că nu poți să intri cu tancul în biserică să te rogi. Sau cu șenila peste florile înflorite din curtea casei unor bătrâni. Există un obicei la emisiunea asta pentru cine ne calcă pragul prima oară, deși acum e invers. Noi suntem la dumneavoastră acasă. Suntem între praguri. Da, cu părintele Necula suntem astăzi. Trebuie să știți o vorbă, două, despre părintele Necula. Domnia sa are 51 de ani.
52. Spre 52 în momentul acesta. Este chiar absolventul facultății acesteia, în curtea căreia ne aflăm, Andrei Șaguna din Sibiu. Din 2004 este doctor în teologie, conferențiar universitar chiar la facultatea pe care a absolvit-o și este autorul la numeroase volume de predici, studii, dar și de cărți pentru copii și tineret. Dacă eu sunt la cadru în momentul ăsta, avem și cea mai recentă carte, cea scrisă împreună cu Părintele Doboș, care a fost la noi la emisiune joia trecută. Împăcarea cu tine însuți este cartea asta și imediat o să dăm drumul la dezbatere. Știu că mulți dintre voi așteaptă să vorbească cu Părintele Necula. Dau seama că la câte cereri aveți și la câtă treabă aveți, e ocazia aproape unică. Dar cum poți să te împaci cu tine însuți în vremea de azi, în ultimele două luni? În primul rând să nu te supui vremii, să-ți faci un golf de liniște din care din când în când să interacționezi cu lumea, să te rogi mai mult. Eu sunt bucuros că, uite, sărăcia noastră a devenit subiect de fală. Am constatat că nu suntem într-atât de săraci încât să nu putem ajuta pe alții mai săraci decât noi. A spus-o într-un mod absolut fabulos în preasfințitul Longhin, în alt preasfințitul Longhin, mitropolitul român de la Părintele Jar, cum îi spuneam noi mai copii fiind. Părintele a spus că își dă seama că de greu le este și românilor să jupă de la gura copiilor lor pentru copiii ucrainieni. Să știi că am văzut asta. Dar în greutatea asta a stat toată postirea. Am postit rupând și dăruind celuilalt. Mie mi s-a părut fabuloasă imaginea asta. 0372069599. Vă invit la dezbatere. E important să vorbim și să ne înțelegem și să ne ascultăm unii pe alții, indiferent de ceea ce credem. Repet acest număr de telefon, 0372069599. Deschidem liniile acum la România în direct. Vă întreb așa, care este cea mai importantă învățătură a voastră în ultimele două luni pe care le-ați trăit în preajma unui război și a unei crize care ne pune în genunchi economic? De ce îngăduie Dumnezeu această nenorocire? Revin imediat la întrebarea asta. Și cum poți să ierți, sau poți să ierți pe ticăloși? E și asta o întrebare. 0372069599. Întrebarea asta, Părinte Necula, a fost finalul emisiunii cu Părintele Doboș. Am înțeles. Robert, ascultătorul nostru Robert, îl țin minte ca și acum, a spus așa, dar Părinte, de ce îngăduie Dumnezeu un astfel de lucru? Nu cred că îl îngăduie. Se rușinează de lipsa noastră de omenie. Tot ce vedem lovind, ucigând, nu e din îngăduința lui Dumnezeu, e din îngăduința prea multului uman care se crede Dumnezeu. Una dintre marile ispite ale oricărui dictator e să creadă că e Dumnezeu. Poate că este în planul puterii absolute, militare, politice, dar în planul nemuririi n-are nicio șansă. Și atunci nu e îngăduit de Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie lucrurile importante și binefăcătoare care s-au făcut în perioada asta. Uite, până și faptul că ne-am apropiat de poporul ucrainian, că ne-am vindecat de prostia de a ne crede dușmani unii altora, că manualele făcute de propaganda de partid și de stat s-a aruncat pe foc. Am reacția unei profesoare din Cernăuți care îmi spunea că de azi începând toate manualele de istorie le aruncă. Pentru că tot ce se scria despre România acolo era fals. Noi înșine avem nevoie să scriem corect istoria unui popor pe care nu întotdeauna l-am privit cu bucurie. Avem diferendele noastre și avem sigur problemele da. Noastre, sigur, noi între noi ca nații, dar în aceeași vreme constat că aceste diferende în fața foamei copiilor și a plânsului văduvelor. Ne-am avut un caz cu o educatoare care i-a murit logodnicul și s-a întors în Ucraina și acum e în drum spre Ucraina, înapoi spre Prod, acolo unde au fost adăpostiți copiii și m-am uitat cu ce unitate au reacționat oamenii. E cel mai frumos cadou făcut lui Hristos. În vreme ce unii intră în debandadă, ucigând și călcând în picioare, românii se strâng, indiferent de confesiune, crezând în Hristos, care e până la urmă axa care, în jurul căreia s-a centrat demnitatea noastră. 0372069599. Primul care intră în direct la România, în direct, este Alin. Salutare, bine ai venit la noi. Ai cale deschisă să vorbești cu Părintele Necula. Te salut, Cătălin, pe tine și pe ascultătorii Europei FM, care sunt peste tot în lume, nu doar în România, și îl salut și pe distinsul tău invitat de astăzi. Părinte Necula, cred că sunt 6 sau 7 ani, dacă nu mă înșel, de când ne-ați vizitat aici, în Danemarca, împreună cu Părintele Macarie, cred, pe o vreme deloc prietenoasă,
Au fost momente frumoase atunci pentru comunitatea românească de aici și mă fac exponentul gândurilor noastre și vă lansez direct o întrebare și o provocare grea. Părinte, trăiesc de multă vreme un oarecare sentiment de frustrare preasma sărbătorilor de Paști, pentru că de cele mai multe ori sărbătorim separat, dacă putem spune așa, cei din lumea vestică la momentul la care se sărbătoresc Paștele catolice, noi la momentul la care se sărbătoresc Paștele ortodoxe și, așa cum am auzit și în emisiunea de ieri, avem joburi diverse cu foarte mare implicare și noi preluăm turele celor care sărbătoresc aici și nu prea sărbătorim împreună cu ei. Și atunci când ne vine nouă rândul să sărbătorim, nu mai sărbătorește nimeni. Și deși s-ar putea spune că avem două motive să sărbătorim, practic nu sărbătorim aproape deloc. Și eu vreau să vă întreb cât de departe suntem de unificarea momentului la care putem sărbători împreună. Ce resorturi teologice, politice, economice stau în spatele unui astfel de demers? Alin, mulțumesc de întrebare și îmbrățișare ție și comunității minunate de români din Danemarca. E simplu, uite, de exemplu, Slavă lui Dumnezeu, Crăciunul facem împreună cu lumea vestică. Dacă țineam cum ne-au acuzat... E exact lucrurile care ne raportăm. Da, dacă țineam cum credeau unii de Moscova mai mult, făceam și Crăciunul pe vechi. Ideea este că în canonul în care se stabilește data Paștelui se spune în prima duminică cu lună plină după echinoxul de primăvară cu o condiție. Să nu fie în aceea zi cu praznicul Paștelui evreiesc. Nu e rasism, nu este excludere, ci este pur și simplu evitarea conflictualizării pe un spațiu sacru cum este Ierusalimul, lucru care a trecut și în lumea modernă. Eu însumi am stat în sâmbătă seara într-o biserică catolică urmărind la Jimbolia, unde întâlnirea cu oamenii de acolo m-a bucurat foarte mult. Am stat și am ascultat liturgia de noapte, velia de noapte, cum s-ar spune. Dar am obligativitatea de a spune că în sine canonul așa ne învață, să evităm sărbătorile comune pentru a nu crea în spațiile de conflict un conflict în plus. E liniștea ortodoxiei românești. Să știi, Aline, zilele acestea mi s-a întărit enorm de mult, că tot întreabă Cătălin aici ce se schimbă în viețile noastre în vremea asta de război. Sunt extrem de bucuros că sunt un ortodox român. Nici nu știi cât sunt de bucuros că sunt un ortodox român. Și că există un echilibru pe care ți-l dă, de fapt, bunul simț, demnitatea asta conviețuirii în orașe, cum sunt Sibiu, Timișoara, București, Clujul, spații ale bunului simț și ale îngăduirii celuilalt. Noi nici nu știm câtă pace avem, de fapt. Războiul ăsta ne-a învățat cât de greu e fără pace. Sau poate să apreciem mai mult pacea din noi, din acest punct de vedere. Pașii se vor face, sunt convins că... Și apoi, nici mai știu, în curând o să avem Paștele odată cu catolicii, stai liniștit. Că pică prin, da, pică calcul, prin calendar. Prin calendar. Alin, Pascalia, cum se cheamă. Dar învățătura ta cea mai importantă în ultimele două luni, care e? Învățătura mea cea mai importantă în ultimele două luni, raportându-mă firește la conflictul din Ucraina și la modul în care a intervenit poporul român, este că atunci când apare un pericol extern sau o provocare externă, asta ne întărește indiferent de dezbinările noastre interioare și de partizanatele la care suntem supuși și la care marșăm de multe ori. Și am văzut oameni din comunitatea de aici, oameni din comunitățile de peste tot din lume, care au sărit din prima ca unul și au pus și umărul cu cât au putut să-i ajute pe cei din Ucraina, să-i ajute să plece mai departe în România. Sunt multe proiecte în care chiar și eu am fost implicat și mi-am dat seama că atunci când e un pericol din afară, când e un bau-bau la ușă, reușim să ne unim și să ne mobilizăm mai bine. E trist că doar ăsta poate fi un motor care să ne coalizeze, dar e bine totuși că se întâmplă așa. Pe de altă parte, să spun, în discuția astăzi cu doamna din Ucraina, a rămas foarte impresionat că ea spunea că nouă nu ne vine să credem ce ne rușinăm de cât de mult bine încercați să ne faceți. Au scris către casă, i-au asigurat că, în ciuda propagandei care se făcea până de curând în zonă, că dacă ajungeți la români vă bagă în lagăr, vă iau pașapoartele, au zis că au trimis fotografii cu copii, au trimis scrisori. Întăresc o dată în plus ideea aceasta că nu cred că e vorba de un bau-bau extern. Știi ce cred că se întâmplă, Aline? Cred că noi încercăm să răspundem cu iubire la război și sperăm ca iubirea noastră să fie cea mai bună rugăciune ca să ținem războiul departe de noi.
Mulțumesc tare mult, Alin. Imediat. Mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, părinte, și mulțumesc și lui Cătălin pentru spor tot la treabă, face, Alin. Cele bune, Doamne. Imediat vreau să vă întreb și despre legătura noastră cu Ortodoxia Rusă, că mi se pare importantă, dar haideți să-l auzim întâi pe Petru. Salutare, Petru. De ce îngăduie Dumnezeu? Asta a fost una dintre întrebări. Și pe părintele, uite, este prima dată când reușesc să intru în direct, deși am încercat de multe ori. Și probabil că harul părintelui se manifestă și în privința asta. Prima dată când reușesc, chiar de dimineață m-am întâlnit cu Sfinția sa și părea așa de... părea bolnav. Am fugit după dânsul, l-am întrebat ce aveți, părinte, sunt bolnav, ce nu, sunt obosit. M-am spovedit până după miezul nopții. Deci pentru mine e o ocazie extraordinară. Alaltă ieri am vorbit cu dânsul, ieri, astăzi am vorbit cu dânsul și mă bucur să-l aud acum și să împărtășească din extraordinara sfinție sale cunoștință, să împărtășească întregii țări. Este și greu, este greu și să ții minte conferințele, întâlnirile, acțiunile, activitățile pe care le face părintele, dar minte să le mai și faci. Deci disponibilitatea aceasta a părintelui nu laud acum, pentru că știe o țară întreagă și poate chiar o lume întreagă. Dar această disponibilitate este de remarcat și de urmat. Din păcate, noi suntem prea preocupați de problemele noastre personale și greu putem să ne apropiem măcar de modelul pe care ni-l oferă Părintele Constantin. Legat de întrebările dumneavoastră, de ce îngăduie Dumnezeu nenorocirile acestea care se întâmplă? Păi, după umila mea părere, știind că Dumnezeu ne-a dat ca valoare supremă libertatea, atunci ne o folosim. Că ne o folosim bine sau că ne o folosim rău, asta depinde numai de noi. Dacă prin puterea rugăciunii putem să folosim bine sau prin puterea faptelor noastre folosim această libertate înspre bine, atunci evident că se vor vedea roadele. Dacă nu urmăm învățăturile pe care Fiul lui Dumnezeu ni le-a adus pe pământ și pildele pe care ni le-a arătat cât se poate de clar, atunci ajungem la asemenea nenorociri. Deci, de ce îngăduie Dumnezeu? După părerea mea, de asta îngăduie. Noi suntem liberi, Dumnezeu ne-a dat libertate, totul depinde de noi cum o folosim. Însă să nu uităm că vom da socoteală. Deci să nu uităm. Noi trebuie să știm, când aud pe unii că n-am știut, păi dar trebuie să știi, pentru că aceste învățături sunt făcute de 2000 de ani încoace. Și sunt mai ales pentru creștini, nu neapărat ortodoxi, pentru orice creștin, cu atât mai mult pentru noi creștini ortodoxi. Despre o secundă, o secundă că vreau să intrăm în dialog. O secundă că vreau să intrăm în dialog. E vorba de libertate, adică pentru că am auzit din partea cealaltă părinte Necula spunându-se și așa, adică tot în numele lui Hristos se întâmplă nenorociri. Da, libertatea asta pe care ne dă Dumnezeu nu e una în raport cu ce credem noi, ci e în raport cu ontologicul din noi, adică cu ce ne-a dăruit de la început. Am stat și eu mult și m-am gândit dacă asumarea asta a libertății are un de ce sau de către cine, o libertate în raport cu nu mă eliberez în raport de ceva, ci sunt liber pentru că sunt liber în adâncul sufletului meu. Petru are dreptate așa într-un fel sau altul, dar eu mă întreb, amărâția de cadeți de pe Moscova, ce libertate au avut? Când ei nici acum nu pot suna acasă întru totul. Unii nici nu vor mai apuca să sune. N-avem roaming sub pământ și sub ape. Adică drama e atât de profundă încât libertatea este prima victimă. Prima victimă a acestui război e tocmai libertatea. A doua este efectiv viața liniștită, tihnită a oamenilor. Dacă n-aș fi știut zona, n-aș fi vorbit, dar Harkovul, de exemplu, era de o frumusețe ieșită din comun. Chievul, o zonă în care, sigur că poți să găsești argumente să înjuri o guvernare, poți să te ceri cu o guvernare, dar și chierul politic, că ne place nouă terminologia asta, însiajul achiesării la alte limbi, era tocmai deschiderea spre diplomație, spre purtarea de cuvinte, de analize. În niciun caz șenila nu este un argument democratic. Și am descoperit cu toți, da, asta e pe pielea noastră română, numai că am uitat că decât să te lași un fel de sindrom Stockholm, așa, să te îndrăgăsești de torționarul tău, e foarte periculos. Ne întoarcem la tine. Categorii, părinte.
Aveți dreptate, eu mă refeream la libertatea în general pe care Dumnezeu ne-a dat-o și pe care unii știu să o folosească, iar alții din potrivă, sau mai bine zis, o folosesc pentru asemenea scopuri, având convingerea că fac bine și mai ales, cum a spus, având și girul unor instituții mai presus de cele sau cele mai înalte din lume, cum este Biserica Ortodoxă. Eu cred că libertatea ideologizată, libertatea ideologizată creează partinism, știi? Creează partinism și asta e foarte periculos. Libertatea e una singură. Veniți de primiți lumină. Da. E o întrebare grea pentru mine. Cum va fi sâmbătă seara, veniți de primiți lumină într-o biserică în care lumina înseamnă orice altceva? E dificil tare. Aproape că se întrist, nu aproape, sigur, e trist Hristos în noaptea de înviere. Prin acțiunile Sfinției voastre ați dat startul la felul cum trebuie să ne comportăm, cum trebuie să se comporte și cum trebuie să întâmpine Paștile fiecare ortodox. Deci cred că nu este român care să nu fi urmărit o emisiune, să nu știe ce înseamnă Paștile sau cum trebuie să întâmpinăm Paștile. Corect. Adică să umbli de la Curtii până la Chișinău și la Sireț și mai știu unde cum umblați Sfinția voastră, este un mare efort. Este un, e un dar. Petre, numai, e numai un, prin, nu numai prin gura Sfinției voastre. E un dar mare, dar... Prin gura eu uite da. Și de la microfonul de aici, de la Europa FM, un gând bun către polițiștii de frontieră, care au fost de o omenie ieșită din comun și au dat niște icoane de creștinism rarisime și lângă ei toți colegii din Crucea Roșie, din diferite asociațiuni, cum ar zice, caragiale, care au percutat, adică argumentul prezenței lui Hristos în viețile noastre este identic chiar și când nu credem în Hristos. Mulțumesc tare mult, Petru, pentru mesajul tău. Sibian, înțeleg, din moment ce v-a și văzut fizic astăzi. Mi-a spus, fac paranteza asta, când v-am sunat acum 2 sau 3 săptămâni, când am vorbit noi pentru emisiunea asta, mi-a spus că, da, e bine că joi e singura mea zi liberă, putem să liberă în sensul că trebuia să fiu la liturghie dimineața și am împărtășit în spital și... Da. Am mers unde mi-a îngăduit Dumnezeu să fiu. Vă întorc, imediat revin la telefoane, vă întorc la chestiunea asta pe care multă lume se întreabă, dar totuși rușii sunt ortodoxi, conducerea bisericilor e ortodoxă, dar are altă viziune. M-am uitat aseară încă o dată în raportul european, scrie acolo, e o țară fără religie. Cum și la noi scrie, da, nu e un stat ortodox. Nu e un stat ortodox, da. Uite, să spunem câteva lucruri apropo de ortodoxia unor lideri ruși. În Rusia nici acum nu se predă religie în școli. În continuare, manifestările publice ale bisericii ortodoxe sunt foarte bine controlate. În continuare, sunt preoți care sunt victime savădici și de data aceasta nu arestări de preoți care au fost părâți de credincioși că au zis că se roagă pentru Ucraina, deși eu mă rog și pentru ruși și pentru ucrainieni cu aceeași tristețe și cu trebuie durere. Să te rogi și pentru ruși acum zilele fără niciun fel de îndoială. Sunt mame rusești, rusoaice acolo care plâng după copiilor. Dar pentru liderii ruși, Rusiei, da, vă rugați. Nu am zis despre lideri. Nu, dar vă întreb. Eu pentru liderii mei mă rog. Pentru liderii mei mă rog și pun întotdeauna în pomelnic. În fond trebuie să ne rugăm pentru toți. Exorcismul face parte din exercițiul de vindecare al unei lumi întregi. Nu suntem unii mai presus decât alții. Unii nu au avut ocazia să se comporte chiar așa și nici forța financiară. Dar pentru mine acum, fundamental este când mă întâlnesc în dumnezească liturghie și mă uit în ochii lui Hristos să nu fie rușine de nimic din ceea ce fac și din ceea ce gândesc. Și atunci mă pun, pentru mine asta e problema cea mai mare. Cum simt oamenii ăștia Paștele? E o scrisoare publicată de dimineață de intelectualii ruși, că spun, nu mai trageți, opriți-vă. Măcar în zilele astea, adică tot Hristos se frânge pe masa joiei cele mari, se dă trup și sânge și voi zdrobiți trupuri și umpleți de sânge o țară. Mesajul este copleșitor, copleșitor. Titi, salutare! Bună ziua, Titi, mulțumesc eu, dar nu ne auzim bine deloc. Am să vă rog să refaceți această legătură din studio de la București. E o problemă tehnică acolo cu acest telefon, e ceva legat de semnal. Refaceți legătura și revenim în câteva minute la Titi. Îmi cer scuze pentru asta. Haideți să mergem la Ștefan. Salutare, Ștefan. Bună ziua. Aș vrea să pun două întrebări.
să răspund la, la întrebarea dumneavoastră și să fac niște remarci. Te rugăm. Putea să nu... Prima întrebare ar fi referitor la Biserica Română și aș vrea să întreb dacă Biserica de acum română va fi scoasă din ortodoxie, din familia ortodoxă, sau se va scoate singură din familia ortodoxă, având în vedere faptul că ortodoxia este reprezentată de ritul rusesc. Nu, asta este o informație greșită care aveți. Biserica Ortodoxă e autonomă de sute de ani, iar Patriarhia Română nu este supusă Moscovei. E cel puțin egală, dacă nu... Moscovei este adevărat, dar eu nu vorbesc de forma administrativă a conducerii bisericii, care este la Constantinopol. Vorbesc nici măcar, că e și la Ierusalim și la Antiohia și... Da, e cam pretutindeni, așa. Lărgesc eu contextul, o secundă, că aici e o chestiune teologică destul de adâncă și pe care publicul larg poate nu știe. Există conflicte și de natură teologică și, dacă vreți, politică între Patriarhia de la Moscova și cea de la Constantinopol. Există diverse împărțiri și neînțelegeri, dar totuși întrebarea pe care, și nu mai zic între cea de la Moscova și cea de la Kiev, totuși întrebarea pe care o lansați dumneavoastră, nu știu, mi pare așa cosmică, în sensul cum ar putea să fie scoasă din ortodoxie. Poate nu-i prind eu sensul, adică vă referiți poate la o condamnare pe care Biserica Rusă s-o dea înspre România și alte țări de genul ăsta, sau cum să văd eu chestiunea asta? Haideți că explic. Poate fi și numită și condamnare, dar ideea este că există o îndepărtare vizibilă și permanentă și care se adâncește tot mai mult între Biserica Ortodoxă, să zicem, partea rusă și aproape restul bisericilor. Aha. Cel puțin cele care fac parte din cele ale țărilor care fac parte din Uniunea Europeană. Asta e observație bună, că există o adâncire. Da, există o adâncire și acum și mai mult. Există un conflict între Moscova și Mitropolia Poloniei, există un conflict. Pe ei. Oricum, nu vă închipuiți că e prima dată când noi auzim astfel de discursuri dinspre partea rusească, dar vreau să vă spun că, de exemplu, patriarhul nostru cu mare echilibru a încercat să împace lucrurile între Moscova și Constantinopol în repetate rânduri, că nu-ți place când colegii tăi se ceartă între ei. Adică e o chestiune de... Asta înseamnă în diplomație bisericească. Poate că și dacă diplomația politică făcea un pic de exces, de smerenie și de o parte și de alta, poate n-ajungeam chiar atât de departe. Ori biserica n-are cum. De exemplu, nu există un dialog sau nu există un dialog public, adică un dialog care să fie făcut public între bisericile europene, printre care în primul rând și cea română, cu Biserica Rusiei. Păi nu există, există foarte multe comisii în UCC, există în Consiliul Mondial al Bisericii, există invitații făcute, deci eu am participat la conferințe la care au venit și au spus punctul de vedere și au plecat. Vreau să vă spun că pentru mine nu e o surpriză deloc că Rusia nu negociază cu nimeni. Ei sunt obișnuiți, asta e tehnica lor diplomatică. Dar ce v-ați dori? Că aici e neînțelegerea. Aici e neînțelegerea mea. Ce v-ați dori? Dorința mea nu este de a învinui pe una din părți. Eu am o idee care anume este adevărul și unde, în ce parte se află. Ideea este dacă va mai exista o colaborare, cel puțin. Ok, asta e altceva. Asta e altceva. Bisericile nu se anatematizează între ele de foarte multă vreme. Tocmai asta este ideea, căutarea unui echilibru și a unei frățietăți. Eu am participat în Ucraina, de exemplu, la slujbe în care nu m-au primit pentru că sunt ortodox români, ei ținând de Moscova sau ținând, culmea, chiar de Ucraina și nu te primeau foarte des să lucrezi. În timp s-au schimbat, sunt atitudini care se schimbă, sunt informații care circulă, sunt eforturi făcute pentru a ne înțelege unii cu ceilalți. Da, Ștefan, mulțumesc tare mult. Eu înțeleg sensul întrebării tare și înțeleg că lumea vede, sigur că vede o schismă. Sigur că vede... E o rupere, dar în aceeași vreme să te gândești că sârbii, de exemplu, care sunt o biserică ortodoxă,
nu vor face această schismă, nu vor accepta că e nevoie de o astfel de rupere. Deci cred că trebuie privit enorm de atent efortul diplomatic al bisericilor făcut inclusiv de către biserici, de biserici ortodoxe. E drept că nu ieșim la știri, că neavând un papă unic, nu ieșim la știri cu o singură voce, dar te asigur că eforturile sunt cel puțin la fel de mari ca cele politice. Hai să căutăm alt sens. Cum trebuie să privim noi, ortodoxii din România, conducerea bisericii ruse, ortodoxă și ea, care nu se delimitează sau sprijină acest război, ba din când în când îi mai dă și avânt. Cum trebuie să ne uităm la ei? Eu cred că trebuie să înțelegem că să nu amestecăm chestiunea duhovnicească a bisericii din Rusia cu partea aceasta, ce am spus eu, ideologizantă. E prea mult ce a zis Kiril. Pentru mine personal depășește orice fel de limite. Dar în aceeași vreme mă gândesc la Batiușca Piotr, care e prietenul meu de lângă Moscova, sau la acut părintele Ivan, care e undeva la Vladivostok și care au făcut pentru parohiile lor enorm. Și ei sunt biserica. Adică de ce vorbim? Sigur că vor fi analize, vor fi punctual atitudini. Eu știu care sunt acum atitudinile în repetate rânduri. Să nu uităm că în Moldova, de exemplu, Republica Moldova, există în Basarabia. De fapt, există parohii care țin de Patriarhia Română și parohii care țin de Patriarhia Moscovei. Și văd pe cei din Patriarhia Moscovei cât de greu le este. Eu nu pot să măresc rușinea colegilor mei și neputința lor de a face. Știi că există o neputință lor de a spune până la capăt ceea ce gândesc. Să spunem că e o țară dominată de frică, probabil, așa ne închipuim. De ares la domiciliu până la urmă. Da, e și aceasta. E România din anii 67-70. Deci poate că nu pricepem noi așa de ușor. Acum, din spatele Facebook-urilor și comunicărilor și distanțelor noastre fizice, câteodată ne e ușor să privim lucrurile, dar acolo e un front foarte greu. Ce pot să spun în mod cert este că efortul diplomatic al bisericilor este cel puțin egal cu cel pe care îl depun diplomații politici, să spunem așa. Ioana, salutare, ești la România în direct cu părintele Constantin Necula. Bună ziua, bine v-am găsit, v-am regăsit și mă bucur tare mult, m-am bucurat când am auzit că va fi invitat părintele Necula, îl urmăresc întotdeauna și îmi pun la televizor reminder și mă bucur, este adevărată hrană pentru suflet și aseară mă uitam la știri și arătau oamenii agitați în piață care își goleau pormoneele și pentru mine e mult mai important, să zic, hrana pentru suflet și mă mir că oamenii își împrăște energia agitându-se în stânga și în dreapta și certându-se pentru o bucată de sau pentru un cofrag de ouă în loc să se uite frumos unii la alții și să zâmbească și să-și mulțumească pentru orice. Și cum spunea tatăl meu, mi-a plăcut când a spus părintele că eu mă rog la fel. Tatăl meu spunea, eu am doar acești ochi cu ei, mă uit și la tine și la câine. E un mod minunat de a privi, să zic, cu aceeași bunătate pe oricine și cu aceeași deschidere. Și cuvintele părintelui sunt într-adevăr, mai ales și acum și întotdeauna, hrană pentru suflet. Vă mulțumim din suflet. Salut, uite că a venit cineva să mulțumesc în emisiune. Eu nu m-am gândit. Eu m-am gândit că toată lumea are întrebări și opinii. Ăsta e fluxul meu firesc de mâncă. De fapt, ideea era, dacă te uiți bine, spunea că, de fapt, consumismul, ca să-l numim într-un termen general, duce la uciderea creștinismului. Sau, dacă vrei, creștinul din noi e sufocat de ouă și miel, cam așa. Cred că e important să spunem că nu putem generaliza. Sunt oameni care n-au ce scoate din pormoneu. Deci, aseară am avut așa niște întâlniri șoc cu oameni care abia aveau cu ce să-și cumpere de Paști, cred că un cozonac și patru ouă. Dar apropo, refugiații și copiii din Ucraina de care aveți grijă, ei au ce să pună pe masă? Adică există... Da, sunt mesele, sunt casele, sunt deschise. Ei au înțeles un lucru fundamental pe care l-am și spus într-o predică la catedrală și pe care toți colegii mei de pe o platformă pro-Ucraina în Sibiu, foarte percutantă și după modelul nostru, văd că s-au dezvoltat multe, în care oamenii au spus, casa noastră e casa voastră, deci mănâncă la masă cu ai familiei, sunt acolo. Într-una din zile mi-am primit fotografii foarte multe cu ei în condei în două și ziceam cum se vede bucovineanul din ucrainean, adică glumind așa. Dar deci sunt foarte multe condiții comune, obiceiuri comune, dar nu uita, și ei vin după câți 60 de ani, 70, 80, 90, 100 de ani de comunitate. Stai seama?
Da. Mai bine aproape 100 de ani de comunism. Ioana, mai ești acolo? Da, da. Spune-mi, care e învățătura ta? Da, da, ascultăm. Da. Care este învățătura ta după astea două luni complicate pentru noi, tulburi? Singurul lucru pe care îl putem face noi este să transmitem gânduri de iubire și să încercăm să vindecăm lumea cu gândurile noastre dragi. Pentru că dacă vom sta cu ochii lipiți de monitoarele televizorilor și ne vom speria toată ziua de știrile de acolo, nu rezolvăm nimic. Dar spunând o rugăciune sau trimițând un gând bun, este mult mai de folos, zic eu. Mulțumesc tare mult! E o imagine care mie mi-a rămas așa pe retina sufletului. În primele zile de război la Harkov, oamenii strânși în cer rugându-se. Și asta spune multe despre puterea unui popor. Spune foarte multe despre puterea unui popor. M-a întrebat Alex Rusu de la Radio Actualități la un moment dat, zice, părinte, ce o să se întâmple cu copiii care vin din Ucraina în România? Și zic, ei vor fi, România va deveni o școală. O școală că nu suntem nici catârii Europei, nici dependenții de mizerie și de răutate, ci suntem ceea ce ne-a îngăduit să fim. Vă propun, părinte, dacă aveți vreme să depășim astăzi un pic emisiunea sau pragul orei două, să mai stăm 10 minute. Doamne. Sună foarte multă lume și aș vrea ocazia să le dau ocazia cât mai multor români să vorbească cu dumneavoastră. Mi se pare important că putem avea dialog. N-ajunge toată lumea la Sibiu să vă prindă pe stradă. Cu părintele Constantin Necula suntem, cred că mai avem timp înaintea publicității să luăm un telefon. S-a întors Titi, pe care nu l-auzeam mai devreme. Salutare, Titi, hai să zicem că e bine acum, să vedem. Salutare, cu respect. Așa. Prieteni adevărați la Europa FM, sunteți partenerii mei de drum. Eu și mulți alți prieteni de mine din Breasla, din industria alimentară, vă ascultăm cu plăcere. Salutări ție, să rămână părinte, Doamne, săptămâna mare. Ce am învățat eu de aici? Că să ajutăm pe cineva care este la necaz. Trebuie să ajutăm ca să fim ajutați. Noi ca nație putem fi în locul lor sau individual. Faci o pană pe marginea șoselei și ești încântat că vezi că cineva oprește și te întreabă dacă îți poate oferi o mână de ajutor. Bunicul meu, în al doilea război mondial, a picat prizonier la Odessa. Și cu prețul vieții, niște basarabeni l-au ajutat să evadeze domnul. Și suntem legați istoric, geografic cu ucrainienii. Chiar mi-am propus ca eu și familia mea să vizităm Odessa, care e perla la Marea Neagră, stațiunilor de la Marea Neagră, nu? Și Cernăuțiu. A fost la Sireta acum 3 săptămâni și chiar am cunoscut o familie de refugiați din Cernăuți care sperau să se întoarcă acasă și chiar ne așteptau la ei să-i vizităm la rândul nostru. Mă mai auziți? Tot speră să se întoarcă acasă, Titi, ne auzi, nu? Da. Absolut. Da. Tot deci, speră să se întoarcă acasă, știi că ei sunt rușinați că noi îi ajutăm atât. Știi cum mi-au spus-o în față, ce doamne, noi ne rușinăm, noi nu suntem obișnuiți așa. Ei sunt oameni ca noi. Și nouă ne-ar fi foarte greu să ne dea cineva de fiecare dată, în fiecare dimineață, câte o cafea gratis. Te-ai simțit jenat. Pe bune. Deci eu îi aud și știu ce zic. Ce m-a impresionat a fost faptul că cei care au cuplat din start pe modelul lor de viață au fost familiile cu mulți copii, care, având mulți copii, au mai chemat și alți copii să stea între copiilor și ăștia au învățat limba copiilor automat. Venea câte o fetiță și spunea: cred că e foame Ludmilei pentru că mi-e și mie foame. Cred că vrea păpușa aia pentru că și mie îmi place păpușa aia. Da, e limba copiilor pe care dacă nu o învățăm, pierim. Da, foarte intă. Da. Și ar mai fi ceva. Kennedy a spus că să nu aștepți ca țara să facă. Fă tu ceva pentru țară. Corect. Nu mă ajunge în situația Ucrainei, să dea Dumnezeu să nu ajungem. Dar eu, care și-am 50 de ani, eu aș pune mâna pe armă să mai apăr țara. Și mulți alți prieteni de-ai mei, că vitezi la butoane sunt mulți, dar dacă e de apărat cu arma în mână, eu sunt unul dintre aia care ies în față. Să dea Dumnezeu să ne ajungem acolo. Și să mergem la frații noștri ucrainieni, la frații noștri din zona Cernăuțului, din zona Buceacului, să-i vizităm după războiul ăsta. Să dea Dumnezeu. Și dacă suntem în Uniunea Europeană, avem facilitatea să mergem doar cu buletinul.
da, și da, la rândul lor. Și acum mai merge din când în când. Nu, mai e o treabă, arma cea mai de preț pe care o avem acum e mâna întinsă să-i ajutăm. E cea mai... Da, o să avem pașnică, cea mai pașnică armă. Aici dezbaterea asta a mai purtat-o la Europa FM și eu știu că părerile sunt împărțite. Mulți dintre ascultătorii noștri ne-au spus că nu ai de ce să aperi România, alții ne-au spus că atitii. Am auzit și eu foarte mulți oameni spun că ei nu mor pentru politicienii noștri, să ne înțelegem. Politicienii sunt ce am votat. Țara e ce ne-a ales Dumnezeu să ne dea. M-am gândit mult la generalul Averescu, care în 1907 nu execută țărani, în vorba aceea, îi arestează. Aceiași țărani în 1914, nu ăia execută, executați ceilalți. În 1914 stăteau sub comanda lui să-și apere țara. Nu, să nu confundăm lucrurile. Eu, dacă aș ieși în linia întâi, aș muri pentru bunica, care a fost deportată la Budapesta și apoi deportată de ruși. Sau pentru, am spus-o, sunt hirotonit de mâinile unui refugiat, mitropolitul Antonie Plămădeală. Nu ne jucăm cu țara. Țara da, nu da, este da, ce spun. Da. Și m-am uitat așa, glumind, mai glum, mai în serios, epilații de cultură, e bine să-și țină locul și să înțeleagă că mai există și oameni care, pe bune, își iubesc țara asta și nu o fi cea mai bună de a noastră. Deocamdată încă este a noastră. Mulțumesc tare mult, Titi. Să știți că mă emoționați. Asta e bine să mai spunem din când în când că e a noastră. Și am mai spus-o și unor colegi de-ai noștri din presă și le-am zis, nu mai încercați să ne spuneți ce să gândim. În raport cu țara nu te învață nimeni ce să gândești. Mulțumesc mult, Titi. Hai să vedem, avem timp să ne auzim cu Toma înainte de publicitate sau poate sărim și peste publicitate cu el. Toma, salutare, ești alături de noi. Bună să vă fie inima. Învățătura pe care am desprins-o în aceste luni de groaznică încercare pentru întreaga omenire, dar cu precădere pentru poporul ucrainean, este că oamenii buni au rămas buni, iar oamenii, nu le-aș spune răi, oamenii care nu sunt suficient de înțelepți, tot așa au rămas. Păi dacă până și un preot de pe lângă Sibiu propovăduiește în biserică lucruri atât de greșite, spunând că ce să ne amestecăm noi acolo? E o ceartă între frați. Dar l-aș întreba eu pe preotul respectiv, dacă ar veni fratisul cu un cuțit să ia gâtul și vecinii ar trebui să se amestece sau nu? Sunt oameni care își bat joc de toată strădania asta acestui popor de a face față, precum David lui Goliat, și vin cu tot felul de... Vă dați seama ce se întâmplă dacă auzite emisiunea asta și ies pe stradă. Există un soi de extremism în asumarea momentelor cheie dintr-un popor. Îi zic președintelui Ucrainei, îi pocesc numele Zelenski, actorașul. Sunt oameni care nu înțeleg, domne, orice ai avea împotriva faptelor unui om. Nu te legi de numele lui, de făptura lui, că-i cocoșat, că nu știu ce. Și sunt oameni care au, dimpotrivă, un fel de admirație față de asupritor, față de năvălitor, față de criminalii care fac acolo ceea ce fac, omoară copii, femei, bătrâni și așa mai departe. Deci, noroc că procentul celor care nu le place asta e mult mai mare, da. Noroc că... Nici chiar în tragedii din acestea, omul care nu e înțelept sau care e rău, că sunt și oameni rău intenționați, nu se dă pe brazdă, cum zice românul. O ultimă întrebare aș avea pentru sfinția sa. Părinte, eu, de când eram copil, plecam chiar și în recreație de la școală, de Sfintele Sărbători, era vis-a-vis de școala noastră o biserică, ambele construite de un om cu inimă mare, Calist, și treceam și noi pe sub Sfânta Masă și când ne-am întors, eu și cu prietenul meu, Lucian, de la biserică, începuse ora de limba rusă și ce ne-a mai făcut profesoara aceea, Olga Iacovlevna, cum lipsim noi de la ora lui limba lui Lenin și Stalin? Și am spus, bine, dar și Stalin, că eu auzisem în casă, tata fusese prizonier la ruși 4 ani, îmi spunea de acolo câte lună și stele. Zic, bine, tovarășa profesoară, dar și Stalin a studiat la... Seminar. La seminarist. Da. Dar nu mai spui de asta niciodată. Stai. L-a chemat și pe tata la Toma, școală.
Stai că ți-rei povestea. Să vă întreb, părinte, Toma. Da. Întrebarea după publicitate, te rog eu frumos, ca să încăpem cu toții și cu toate la locurile lor. Rămâi în telefon, că nu durează mult. În două minute ne întoarcem cu părintele Constantin Necula. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Aventurile sunt acum fără. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. V-am promis, continuăm la Europa FM cu părintele Constantin Necula. Suntem în curtea Facultății de Teologie din Sibiu. Mai petrecem împreună câteva minute. Se aud clopotele... Se aud clopotele Bisericii Catolice. Da, de la ora, da. De la ora 14. La 12 au sunat la noi, la 14, probabil că se termină o slujbă. Da, nu știu dacă se aude și pe transmisie, dar aici e foarte Sibiu, frumos. Știi, cam așa sună. Aici, Sibiu, pe aceea stradă e Biserica Luterană, Catedrala Ortodoxă, Biserica Unitariană, auzi? E frumos. Biserica Evanghelică, Biserica Catolică, Sinagoga e un pic mai încolo, Biserica Greco-Catolică. E un model că putem trăi împreună. O stradă europeană. Mai aici, în mijlocul Ardealului, e de fapt inima Europei. Se poate respira. E bine. Încă se poate respira. E pace. Da. Vă aduc înapoi la discuția noastră tumultoasă, cât domnul. Bat clopotele. Toma, salutare, te-am întrerupt când să lansez întrebarea. Nicio problemă. Am înțeles. Nicio problemă. Recapitulez Toma. Pentru cine da, era pe Toma. Fragmență. Da, da, da. Recapitulez așa. La ora de istorie, la ora de limbă rusă erai certat că nu te-ai prezentat, iar întrebarea era în felul următor. Te ascultăm. Două puncte. Da, eu tot, Toma, necredinciosul rămân, în sensul că trebuie să pipăi și să zic este. Biserica noastră ne oferă o învățătură minunată, o învățătură care pur și simplu, nu numai că dă viață, dar face și viața să fie mult mai frumoasă, mult mai cinstit trăită, dar l-aș întreba pe cuviosul părinte. Trebuie să rămânem permanent în aceleași tipare cu anumite obiceiuri. Și mă refer concret la Sfânta Împărtășanie, care se dă din guriță în guriță cu aceeași linguriță. Iertați-mi rima. Cred eu că aici, nu că neapărat îi plac mai mult pe catolici, când preotul lor le dă biscuitul acela, fără să mai bage ceva din gură în gură. Dar aici cred că ar trebui făcut ceva. Molimele astea, toate astea. L-am întrebat pe părintele care a venit și ne-a călcat pragul ca de atâtea ori. Părinte, nu credeți că ar trebui
schimbat puțin aici ceva la modul ăsta în care se acordă Sfânta Împărtășanie, că sunt oameni așa, cu hepatită, cu COVID. Da, deci să ne lămurim. Asta a fost o discuție de, țineți minte, la începutul... Martie, sunt 2 ani de atunci. Da, COVID-ului cu izoletă versus linguriță, așa. Da, țineți minte. Aprilie 2020. Inclusiv cercetarea pe care au făcut-o specialiști pe bune din domeniul bolilor infecțioase dovedesc că nu avem motive să ne temem. Iar cine se teme, nu se împărtășește. Dar, adică e greu de... Ba eu mă împărtășesc, dar aș prefera... Fără îndoială. În spațiul privat, da. Pentru fiecare. În spațiul privat, sângele da, dar... Sângele Domnului e același. Sângele Domnului e același, pe care îl primim fiecare, simbolic. Dar deloc simbolic. Poate să fie aș îndrăzni să spun că deloc simbolic. Noi nu primim sângele lui Hristos și trupul lui simbolic, ci pur și simplu e viață, e real, în chip real are loc o transfuzie. O transfuzie care se îngrijește și de gurițele noastre, nu doar de sufletul nostru. Adică eu nu văd aici un pericol și sunt imediat fac 30 de ani de preoție. Nu m-am îmbolnăvit din împărtășit. M-am îmbolnăvit din stresul pus de neîmpărtășit. Asta e altceva. Și de cei care cred că putem, sunt lucruri care se pot schimba fără îndoială. Biserica a avut această disponibilitate, de exemplu. Noi am pus aici la Sibiu, am avut tot timpul lingurițe de unică folosință pusă la dispoziția credincioșilor. Nu ne-a cerut nimeni. Luni bune nu ne-a cerut nimeni. Și știu ce zic, acum lingurițele cred că sunt încă în altar acolo, țiplate. Nu există obligativitate unei astfel de împărtășiri, dar biserica nu încurajează ipohondria liturgică. Da, sigur, hai că e libertate, vine fiecare. Foarte interesantă discuție. Toma, te îmbrățișăm. Sănătate multă și auziți și să știți asta cu... Vă doresc binele din lume pentru felul în care reușiți să luminați întunericul. Să vă ajute Dumnezeu. Numai bine și lui Cătălin, care face un lucru extraordinar de frumos și de util pentru nația asta noastră. Toate cele bune. Sper așa să fie. Dați-ne voie că mai avem 2 telefoane, mai e un Cătălin și un Ionuț acolo de care sunt pe fir. Dar v-am luat vorba din gură. Înțeleg că o susi pe Cătălin acum. Celălalt Cătălin. Nu știu, dar știi, pentru mine problema asta e depășită de mult, dar îmi dau seama că pentru oameni poate deveni cu adevărat foarte important. Dar schimbarea e viața care merge deci, înainte. Încă o dată ne gândim că soluțiile există, le trebuie doar accesate. Mulțumesc tare mult pentru răspunsul ăsta. Ascultați România în direct, Părintele Constantin Necula aici. Cătălin, salutare, e rândul tău, mulțumesc pentru răbdare. Bună ziua, bine v-am găsit. Îți mai aduce aminte întrebările, Cătălin, da? Să felicit pentru... Îți mai aduce aminte întrebările, da? Știi de unde a pornit emisiunea asta? Era în felul următor, întrebam ce ați învățat. Așa, spune tu întrebarea atunci. Corect. Am o întrebare vis-a-vis de ceea ce, de tema emisiunii. Aș fi avut o curiozitate pe care am să-l întreb pe Părintele Necula, dar în primul rând vreau să te felicit, Cătălin, pentru ideea de a face această emisiune extraordinară și... De a-ți mulțumi că tu ai rămas cu noi, spre deosebire de, să le spun așa, vedetele, movistarurile de la deșteptarea, care ne părăsesc de fiecare... Să-ți explic de ce. Sfinte Crăciun, Sfinte Nicolae. Stai, nu-i judeca pe oameni și am să spun de ce. Să mă audă. Da, te aud, o să le spun eu personal, le dau telefon. Este cu totul deosebit să te trezești în fiecare dimineață din viața ta la ora 4-5 dimineața și să vii să faci radio, spre deosebire de mine care, slavă Domnului, mă trezesc undeva în jur de 8 dimineața. Asta e diferența dintre noi. Mie mai ușor să rămân în perioada asta pentru că eu am un ciclu de viață normal, adică mă trezesc cu voi odată, îi ascult pe băieți la radio, după care seara mă culc la o oră rezonabilă spre deosebire de ei. Trupurile lor sunt mult mai frânte și au odihnă, mai mare nevoie de odihnă decât mine. Sunt oameni de 50 de ani, sunt oameni de aproape 50 de ani care au nevoie de odihnă mai mare. Ce vrei să spui prin asta, că la 50 de ani sunt bătrân? Că mai obosim, părinte. Da, Cătălin, ce vreau să spun, eu sunt un pic mai tânăr ca ea, am 48 de ani și mă scol în fiecare dimineață la ora 5 și plec pe drum pentru că fac Bucureștiul de 4 ori pe săptămână. Da, e ok, nu e nicio problemă. Hai înapoi la discuție. La radio e mult mai greu. Da. Înapoi la discuție. Părinte, spuneați un pic mai devreme că aveți prieteni preoți în Rusia. Spuneți-ne, dacă ați discutat cu ei, ce le spun Sfinții Părinți enoriașilor care vin la slujbă și care probabil să uite la ei așteptând ceva informații și care este părerea lor despre ceea ce se întâmplă în Ucraina.
Sunt convins că acei noriași știu că nu e de fapt o acțiune militară sau mai... Ei știu exact ce le spun, ce le spun ei enoriașilor. Să știi că n-am avut curaj să-i întreb, știi încât sunt de ascultate toate. Și nici n-am să-i întreb. Ei știu bine, sunt niște predicatori de marcă și niște cunoscători ai Scripturii. În momentul ăsta, cred că cel mai important pentru preoți este să țină de Scripturi. Știi cum zic, să țină de Scripturi. Și Biserica Rusă, care este părerea? Care e părerea Bisericii Ortodoxe Ruse vis-a-vis de problema? A exprimat-o Kiril într-un mod, zic eu, nefericit. Deloc fericit. Și eu am marile mele dileme cu câțiva dintre liderii de conștiință ai Bisericii Ortodoxe Ruse care nu apar nicăieri și sunt reduși cu totul la tăcere. Îți dai seama ce greu le este acolo și mai cu seama că unii dintre ei, trebuie să spun și asta, unii dintre ei sunt oameni care iubesc pacea, sunt iubitori de Hristos în adevăratul sens al cuvântului. Oameni rugători, mulți dintre credeți ei. Credeți cumva, părinte, că preoții din Rusia sunt puși în aceeași situație în care erau puși preoții români în timpul lui Ceaușescu? Mai rău. Îndrăznesc să spun că e un pic mai dificil, mai greu, mai dificil. Cine nu știe, eu reiau doar o declarație a Patriarhului Kiril, războiul din Ucraina, spune că războiul din Ucraina este despre o respingere fundamentală a presupuselor valori oferite astăzi de cei care pretind că au puterea mondială. Testul la care sunteți supuși este dacă țara voastră este dispusă să organizeze parade ale comunității gay, zice Patriarhul. Pentru a intra în clubul acestor țări este necesar să se organizeze o paradă. Nu pentru a face o declarație politică suntem de partea voastră, ci pentru paradă și știm cum oamenii rezistă acestor solicitări și cum această rezistență este înăbușită cu forța. Războiul este o luptă cu o semnificație metafizică. Sigur. Asta spune Patriarhul Kiril. Șenila nu există, șenila o chestie metafizică și mă gândesc așa, ținând cont că la București are loc, nu, o paradă gay, în ciuda gurilor mari din biserică, dintre care inclusiv eu mă număr printre ele, are loc, parada da, gay are, presupun că următoarea capitală atacată va fi București. Nu? După logica asta înseamnă că... N-aș lua doar argumentul ăsta, eu aș lua și alte argumente. Da, eu în aceeași vreme spun foarte sincer și cinstit, nu există argument în dumnezeiasca scriptură pentru oprimarea aproapelui și pentru uciderea lui. Până și în Cain și Abel supraviețuiește Cain, dar nu e bine. Are un semn pe care Dumnezeu îi lasă și, pe care, și totuși și protecția lui Dumnezeu în numele semnului acelui. E limpede imaginea, e cât se poate. E greșitorul, dar este și copilul lui Dumnezeu în continuare, îl protejează în continuare. Nu putem ucide doar pentru că nu gândim la fel. E... Mulțumesc tare mult, Cătălin. E așa... Și drumuri bune de fiecare dată. E frumos momentul ăsta pentru că nu l-am potrivit să bată clopotele aici. Care bat de câteva minute. Suntem la Sibiu, asta v-am spus. Și cred că îl mai avem pe Ionuț, cel care va și încheia împreună cu noi această emisiune. Salutare, Ionuț! Ce învățătură ai după astea două luni? Bună ziua și bine v-am găsit. Înainte să spun învățătura care o am, aș putea să încep cu niște întrebări? Sigur. Una câte una, așa, dar vedeți că nu avem mult timp. Prima, vă rugăm frumos. Măcar 5 minute avem sau 10 minute? Nu, nu, nu. E scurt așa la radio. Atunci prima întrebare. Deci din toți reprezentanții bisericii din România, indiferent că e biserică mireană de rit vechi, catolic, de orice nație ar fi ea, la sfârșitul slujbei, de duminică sau dintr-o zi de sărbătoare, oricare ar fi ea, ce îndemn spune preotul care predică asupra tuturor enoreșilor din biserică, din toate bisericile din România, la ce se întâmplă referitor cu războiul. Mai exact. Cum putem încetini noi, o țară vecină, sau alte țări, fluxul războiului? Vreau să aud asta. E dificil că nu există o vindecare a dinamicii răului. Există doar iubirea asta pe care o putem... Există o vindecare, ba da! Da, de ba da. Deci eu, ba da. Eu zic, din experiența acumulată, nu numai acum, că sunt om cu state vechi în domeniul platoșei, există posibilitatea de a ne ruga și ne ruga unii pentru alții, nu unii împotriva altora. Asta e lucru pe care biserica îl pune la început. Și am muncit foarte mult. Să vă spun... În toate situațiile în care preoții s-au implicat în zona frontierei, în teritoriul țării, efortul de a ajuta, de a dărui, de a arăta disponibilitate, de a construi poduri de comunicare și iubire a fost magistral.
trebuie să o spun și dacă îmi dă voie, Cătălin, o spun și de la Europa FM. Le mulțumesc colegilor mei preoți. Le mulțumesc din toată inima preoteselor, copiilor lor care s-au implicat admirabil și arhiereilor care acolo unde au fost puși, mai cu seamă cei de pe linia de frontieră și cei din Basarabia, de exemplu, au muncit enorm. Singurul mod de a schimba lucrurile este să facem ceva. Nu există pase energetice și radiestezice la chestia asta. Există doar să facem ceva. Doar să facem ceva, nu să mimăm că facem ceva. Bun, să facem ceva, că de bine ați putut să o spuneți pe asta. Se poate face ceva și la distanță, fără să mă duc acolo contribuție fizică. Cine poate, cu atât mai bine. Este foarte bine. Cine se deplasează fizic cu mașina, tot acțiune care noi, se întreprinde. Nici nu-i nevoie, ferească Dumnezeu, nu putem să dar ne expunem tot. Dar ce facem noi de la distanță? Punem în genunchi. Ce propui? Ce propui? Ce propun? Are război o miză acolo în Ucraina? Are, nu? Are, da. Are o miză? Are mai multe mize, da. Că este resursă, că este gaze, că este orice ar fi. În final ajungem la bani? Ajungem la bani. Din păcate sau din fericire ajungem și la bani. Bun. Bani pe care i-am și eu, mulți sau puțin, pe care aveți și dumneavoastră mulți sau puțin și pe care are toată lumea mulți sau puțin în conturi sau lichizi, în buzunare sau în portofele sau prin bănci. Acum problema este în felul următor. Când mergem noi să cheltuim banii ăștia, da, să ne cumpărăm de mâncare, de toate cele, vorbim prima dată de mâncare, că și așa suntem în... Suntem în post, încă în tutela postului, ca să zic așa. Bun. Când intrăm în magazinele drăguților noștri corporatiști invitați aici în România, mai cu invitații atâta tot și întins cu covor roșu în față, ce trebuie să facem acolo sau ce trebuie să nu facem ca să nu ne facem rău mai mare cu banii care avem în portofel și în cont? Ia să văd pe asta. Nu ia știu. Să vedem cum e cu asta. Probabil să cumpărăm doar produse românești, nu? Cum? Ce a spus? Că nu sunt? Că nu sunt ce? Nu se spune adevărul de astea pe nicăieri în biserică. Și atenție la ce vorbiți! Atenție la ce vorbiți! Sunt vicepreședinte pentru educație în alimentație la BioRomânia. Muncesc de 20 de ani pentru impunerea produselor românești în toate magazinele. Atenție! Nu le știți pe toate și e bine că nu le știți să fiți atent. E bine, dar asta trebuie să se întâmple la modul general. Cele mai mari proiecte le-am făcut pe grădinile bisericii, să știți. Și știți că nu de acolo începe greu. Știți de unde începe greu? Să nu-i mai urâm pe cei care încearcă să ne facă viața mai ușoară. Că acum sărim cu gura, dar prin 89 așteptam, toate rafturile încercam să le avem pline și le aveam pline, dacă țineți minte, de creveți vietnamezi. Să spun, să cred că e dor poporului român să se întoarcă la creveți? Nu este vorba deloc de ură. Da. Este bine acolo, dar asta trebuie să întâmple puțin mai generalizat la nivel de țară, să știți. Este generalizat, credeți-mă, știu bine. Nu vorbim de un obsesiv, să fim fanatici, naționalisti, fanatici exista, sau ceva de genul, sau dacă știu eu, permiți, să dăm într-o altă extremă. Dacă îmi permiți, exista o vorbă, da, exista o glumă, o anecdotă celebră, acum 30-40 de ani, care zicea așa, că producătorii unei mari băuturi, că așa sunteți dumneavoastră la emisiunea asta, producătorii unei mari băuturi răcoritoare din lume ajung la papă. Aha, și spun... Da. Dacă n-ar putea să urmă exact, liturghia și cu și n-ar băuturi. Putea să puneți în rugăciunea aceea Tatăl nostru și băutura noastră. Și bineînțeles că e refuză, la care oamenii se întreabă, zice, domnule, dar oare brutarii cum ar fi procedat? Așa? Nu, e o muncă continuă și este educație continuă. Să știți că eu sunt foarte mândru, dacă vă uitați atent la punga de seriozitate în alimentație pe care mănăstirile o pun acum la dispoziție, la modul în care creează de la săpunuri până la medicamente, ceaiuri și toate celelalte, să știți că răspunsul bisericii e extrem de sobru. Eu îți mulțumesc tare mult, Ionuț, ne apropiem de final. Eu vreau să zic așa, că trăim într-o lume liberă și hai să avem bucuria de a ne bucura de toate lucrurile bune și decente pe care planeta are să le împartă tot cu noi. Tot ce e pus la îndemâna noastră ne oferă posibilitatea de a alege. În același timp, uitându-ne la cei buni și frumos al nostru, eu cred că așa ar trebui să funcționeze lucrurile într-un echilibru. Dar la final, Părinte Necula, sigur că sunt dator să vă întreb. Dumneavoastră, cum vedeți viitorul? Că acum e restriște și e greu. Tot timpul a fost restriște și greu. Anul trecut era Siria, acum 2 ani era Yemenul, cu călcările în picioare, era... Dacă ți-aduci aminte, exercițiul democratic al lui Erdogan, împotriva oricărei demnități, a libertății. Sigur, dar păreau departe. Peste tot, păreau, dar erau tot atât de aproape. Tot așa
s-au manifestat și atunci, doar că valul n-a trecut pe sub ochii noștri. E ca și cum ai auzit despre o inundație într-un sat vecin, nu-i la noi în curte, nu mă interesează. Eu văd lucrurile, pentru noi, am spus-o și la începutul anului, va fi cel mai bun an din viața noastră, din următorii care vor urma, vor fi toți ceilalți mai buni decât anul acesta. Dar exercițiul acesta al omeniei, al demnității și al nepierderii bunului simț, este un exercițiu la care suntem propuși, ni se propune în fiecare zi și la care trebuie să fim atenți. E așa un mare dar să poți să-ți măsori omenia. Părintele Constantin Necula, de la Sibiu. Eu nu o să fac încheiere astăzi, dar o să vă zic așa, că dacă vreți să prindeți curaj, dacă vreți să aveți emoții și dacă vreți să ajutați, aveți un punct de unde să începeți. Mai uitați-vă la emisiunea asta pe YouTube, pe Facebook, dar în același timp uitați-vă și la predica părintelui din data de 6 martie. O să vă înaripeze. O să știți ce aveți de făcut. Și e important. Nu suntem datori decât să nu uităm că a înviat Hristos. Și asta nu e glumă. E realist. Asta e România în direct de astăzi. Vă mulțumesc tare mult. Vă doresc spor la treabă. Ne auzim tocmai pe data de 2 mai. Sărbători luminate și cu putere tuturor. Mulțumesc. Doamne ajută și să lumineze Hristos. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.